Primul, du-te-n pizda, mătii, cu primul tău. Primul pe lista mea de violuri. Primul la ce? Alt prost care nu știe că salamul nu expiră? What? Vrei un biscuit? Ai ce violuții tu. Altul cu primul. Da, 57 de secunde. Al treilea, Half-Life 3 confirmed. Sal al. Sal al? Acum un an, chestia asta nu se întâmpla, era atât de frumos, oamenii comentau și legat de video, vai. Și cum erau 200 de comentarii la alea cu Minecraft, bă frate, de sugestii și de tot felul de chestii și dacă zicea unul primul, nimeni nu se lua de el pentru că nimănui nu-i păsa. Acum se pare că această secțiune de comentarii s-a transformat într-un fel de loc unde oamenii se ceartă pentru primul. Unde se ceartă pentru nu știu câte secunde au ajuns după video. Oh, doamne. Da, dezamăgit, tare dezamăgit. Da, și mai sunt dezamăgit de o chestie, ok? Pentru că am avut încredere în voi că veți apăsa și voi un buton, chiar dacă nu o să spun la începutul fiecărui video, o să vă frec la cap, o să vă spun că nu o să fac video următor dacă nu se strânge un număr de like-uri și ei. Și iar m-ați dezamăgit, adică pana mea, vorbit serios. Da. Și nu-mi place să fiu tipul. Pentru că eu cred în onoare, în chestii de astea, dar se pare că pe YouTube nu contează, pentru că atunci când o să mor, nimeni nu o să-și aducă aminte că asta e Pink, era super awesome, pentru că nu freca pe toată lumea să apese un buton de like. Era awesome. Nu, nimeni nu o să facă asta. Deci, fuck it. Ok. Nu scot comentariile. Nu la toate videourile, știi? Adică, la video ăsta, de exemplu, n-am de ce să scot. Poate vreți să întrebați chestii la care să răspund în vlogul următor sau ceva. Dar sunt anumite serii la care comentariile sunt pur și simplu inutile și se repetă de vreo, nu știu, 50 ceva de episoade aceleași chestii. Oamenii chiar nu caută. Hint, hint, TF2. Sau apoi chestii cu Minecraft sau alte lucruri. Da, nu știu, cred că nu vreau să văd primul. Și nu e pentru mine, oamenii, ok? Eu aș putea să zic și ce, nu le mai citesc. Simplu, pentru mine. Însă mi-e milă de ăștia care se duc acolo să citească pentru că își freacă ei creierii. Nu vreau ca videourile mele să fie un fel de forum, pentru că, aviz celui cu sal al. De ce spui salut tuturor? Cui pasă că îi salut? E o secțiune de comentarii. Pentru mine, nu pentru ei. Ăla nu e chat, fac sec, nici măcar nu știu ce să mai spun în acest moment. Da, nu știu, frate. Adică eu când mă duc să mă uit la un video, de exemplu să zicem că mă duc pe canalul lui Iuda să mă uit cum merge el cu mașinuța, cum dă din volanel pe acolo și dă de idioți. Mă uit la un video, mă uit la două, mă uit la trei, poate. După aia poate închid, mă duc să mă culc. Iar dacă vreodată, să zicem că mi-a alunecat degetul pe rotița de la mouse, după am apăsat pe ceva, pe rotița de la mouse, pe asta, și văd pe cineva care spune o aberație totală, atunci îl corectez și am plecat. Era unul care zicea că ar trebui să învețe la școală cum să treacă stradă. Nu, nu. Sunt lucruri care se învață la școală, sunt lucruri care se învață acasă. La școală, de ce să te învețe școala să treci strada? Și pentru persoana care o să spună, Ping, dar dă-le bloc la aia, chiar n-am timp să stau să fac pe moderatorul în secțiunea de comentarii, ok? Pentru că oricum o să apară alții și alții și alții și iar și poate trebuie să filmez, poate trebuie să mă mai relaxez și eu, mă uit la un stream, mă uit la un film, mă duc pe afară, mă duc să-i duc mamei mele de mâncare la spital sau ceva, trebuie să mă duc la Nijicon și trebuie să fac o grămadă de videouri să am pentru perioada aia când o să fiu plecat de acasă. Chiar nu am timp. Nu-i mai văd comentariu tipului, dar tot timpul mă întreabă de ce port un tricou alb, mereu. Nu știu, frate, îmi plac tricourile albe. Poate astăzi îl port pe ăsta alb, poate mâine îl port pe celălalt tricou alb. Înainte purtam negri, acum port alb. Nu știu, e o preferință, pur și simplu, fără vreun motiv anume. Nu e ca și cum cineva a pus un blestem pe mine și dacă port un tricou de orice altă culoare, o să moară pisica. Nu vreau să moară pisica. Oh, fac că am uitat căștile. Lumea iar o să-mi sară în cap.